județul Brăila, din cele 370.000 de hectare amenajate cu sisteme de irigații, doar aproximativ 150.000 de hectare sunt irigate. Deși Brăila este în continuare pe primul loc pe țară în ceea ce privește suprafețele irigate, acoperind aproximativ 80% din irigațiile efectuate la nivel național, încă mai sunt sisteme de pompare a apei nefuncționale. Potrivit datelor oficiale, din cele 288 de stații de pompare aflate pe inventar la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, mai puțin de 50 pot fi utilizate. Situația este agravată de costul ridicat al apei pentru irigații, ceea ce a dus la scăderea contractelor și acumularea de datorii de la beneficiari. Autoritățile se plâng de asemenea de lipsa subvențiilor pentru energia electrică necesară la stațiile de pompare, a cărei pondere este de 84% din costul la 1000 de metri cubi de apă. Din 1200 de km de canale irigații pe care noi putem să băgăm apă, se mai poate băga pe 650 de km pentru cele 260.000 de hectare. Până la această dată, ANIF a încheiat contracte pe 96.000 de hectare pentru 2014, comparativ cu 2013, deci anul trecut am avut pe 126, deocamdată avem 96. Diferența, 30.000 de hectare sunt beneficiari care nu și-au achitat datoriile până la această dată, drept pentru care noi încă n-am putut să ne achităm noi datoriile față de electrică, când tariful de livrare, cam 84% este energie electrică. Agricultorii brăileni sunt revoltați de tariful unic pentru apa necesară irigațiilor, ceea ce face ca nicio cultură să nu mai fie rentabilă. Cea mai mare problemă în județ este pentru că tariful este foarte mare de început cu dreapta a treia. Noi suntem la a patra dreapta acolo. Noi nu putem să facem față, pentru că dacă vrei să dai 3 ape, ori 800, facem și dumneavoastră socoteala. 20 de milioane te costă apa, da? Înțeles. Și cu alte 20, să zicem, costuri lei, deci nu mai ești rentabil cu nicio cultură. Și activitățile de desecare au avut de suferit din cauza nefuncționalității stațiilor de pompare de evacuare a apei, a lipsei de personal și a lipsei fondurilor pentru decolmatarea canalelor de scurgere a apei.